Universitatea Constantin Brâncuș va desființa două dintre secții. Este vorba despre specializările arte plastice, decorative și design și secția de limbă și literatura română și limba și literatura engleză. Cinci profesori care predau la cele două secții vor rămâne fără serviciu, a declarat rectorul Adrian Gorun. Programul în lichidare română-engleză a trecut într-o nouă structură ca denumire. Este vorba de Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, unde se regăsește educația fizică, kinetoterapia, asistență medicală și, în lichidare, artele vizuale și cu româna engleză. De asemenea, Universitatea Constantin Brâncuș va reduce și numărul de facultăți de la 5 la 4, prin comasarea a două secții în una singură. Facultatea de Drept se va comasa cu Facultatea de Administrație Publică și Studii Politice Comparate. Facultatea de Administrație Publică și Studii Politice Comparate și Facultatea de Drept s-a făcut una singură. Propunerea noastră a fost să se denumească Facultatea de Științe Administrative, de Relații Naționale, Drept și Științe Administrative. Ministerul a pierdut foaia pe drum și n-a mai numit-o decât cum se numește acum, Facultatea de Științe Administrative și Studii Politice Comparate. Studenții care au intrat la aceste specializări vor finaliza cursurile, susțin cei din conducerea universității.